Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară din data de 24 noiembrie 2021. Am constatat că sunt prezenți 30 de consilieri județeni în funcție, la care se adaugă președintele Consiliului Județean cu drept de vot. Ședința este statutară. Așa cum ați constatat, pe ordinea de zi sunt înscrise 14 proiecte de hotărâre. Propun și scoaterea și completarea ordinii de zi. Propun scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului numărul 7 și a proiectului numărul 14. Cine este pentru scoaterea proiectelor de pe ordinea de zi a proiectului numărul 7 și a proiectului numărul 14? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu? Cum considerăm colegii care sunt și nu știe de amendament scoaterea de pe ordinea de zi, le considerăm neparticipare. Acum se aprobă cu majoritate simplă. Cu 4 voturi care nu au neparticipare și cu 27 de voturi pentru, scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului numărul 7 și a proiectului numărul 14 a fost aprobat. Propun completarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre, proiectul de hotărâre numărul 15, privind aprobarea propunerii normelor de venit pentru activități independente pentru anul 2022. Cine este pentru? Cine se abține sau împotrivă? Cine este pentru? Se abține cineva? Neparticipare. Se abține cineva? Domnule Pulescu. Împotrivă? Neparticipare. Constatăm o neparticipare cu 26 de voturi. Cu 26 de voturi pentru. Și 5 neparticipări. Completarea ordinei de zi a fost aprobată. Dacă aveți alte propuneri pentru modificarea și completarea ordinei de zi? Nu este. Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost modificată și completată. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? 4 neparticipări și 27. Cu 27 de voturi pentru, 4 neparticipări la vot, ordinea de zi, așa cum a fost modificată și completată, a fost aprobată. Pentru buna desfășurare operativă a ședinței, propun să se dea citire doar titlul proiectelor de hotărâre, nu și dispozitivul acestor. Da, domnule consilier Mezeșanu? Până să intrăm în ordine de zi, dacă mai sunt discuții, le facem înainte să intrăm în ordine de zi pe proiect. Doamne președinte, stimați colegi, după atâtea ședințe desfășurate online, suntem nevorbiți. Eu cel puțin sunt nevorbit. Asta nu înseamnă că voi ține pledoarie foarte mult timp. Ce rugăminte am la dumneavoastră? Conform articolului 225 din Codul Administrativ, există niște obligații pentru consilieri. Să țină audiențe, să aibă întâlniri cu cetățenii. V-aș ruga frumos, dacă se poate, pentru că autoritatea dată de instituția Consiliului Județean este importantă. Mult mai importantă decât o audiență sau o întâlnire cu cetățenii care se face în teritoriu sau care se face la sediul de partid. Dacă veți îngădui să, cel puțin pentru consilierii pro-România, să organizăm trimestrial într-unul din spațiile de la dumneavoastră de aici din Consiliu întâlniri cu cetățenii numai și numai în sprijinul eventualelor deblocaje, deblocări de probleme pe care să ni le preluăm noi și conform acelorași aliniate 1 și 2 din articolul 225 să venim în fața Consiliului Județean să facem prezentarea problematicii aduse nouă de către cetățeni, cei care vor veni, să facem o informare în fața Consiliului Județean asupra acestor aspecte ridicate de cetățeni. Pentru că știu că și la dumneavoastră și la cei doi vicepreședinți vin foarte mulți cetățeni în audiențe, bănuiesc că nu puteți să vă întâlniți cu toți, nu reușiți să acoperiți toată problematica și mă gândesc că poate ar fi interesat cetățenii să se întâlnească și cu consilierii județeni, să le aducă la cunoștință problemele. Iar noi, în cadrul organizat, să vi le aducem la cunoștință în ședințele de plen. V-aș propune în felul următor. Înainte de ședințele de Consiliu Județean, o oră înainte, să putem să facem un anunț publicitar în care întâlnirea cu consilierii județeni va avea loc cu o oră înainte de ședința de Consiliu Județean. Și aici, în foaier sau
o anumită sală unde puteți să stați, stăm de vorbă cu cetățenii care vin cu anumite probleme din județul Călăraș și le expună consilierilor județeni. N-am nimic împotriva. Nu, dar trebuie să o gândiți, trebuie să o gândiți ca sigur. Să o punem să și funcționeze. Dacă o punem numai ca declarație de presă, rămâne în zona declarației de presă și nu se poate să materializeze. Dacă dorește cineva să se alieze la această idee și să o îmbunătățească, dar eu pentru Consiliul România vă solicit rugămintea, vă fac o rugăminte la dumneavoastră, să ne permiteți o dată pe timp de două ore într-un spațiu să ne putem întâlni. Cum să singuri, că ori veni peste noi puhoi, dar oamenii de la dumneavoastră din alte camere, asta e altă treabă. Preia secretarul județului acest subiect. Da. Gândiți o formulă, cum sigur. Putem să organizăm acest propunerea dumneavoastră, care să devină sigur. Un mod de a informa cetățenii, avem toate contractele cu presa locală, să putem să dăm acest anunț care să știe cetățenii unde da. Pot în să găsească. În ce zi, la ce oră să se dă asta odată. Doi, avem obligația să facem un raport anual asupra activității desfășurate în anul anterior. Nu specifică textul de lege până la ce dată trebuie să prezentăm acest raport anual. Și rog pe domnul secretar, dacă poate să ne informeze. Eu l-am lucrat pe al meu și domnul Dumbravo l-a lucrat pe al dumnealui și da, vrem să știm până când trebuie să dăm pentru primul an de mandat raportul către dumneavoastră. Asta a fost a doua întrebare. Puteți să răspundeți acum sau altă... Sau până la 31 decembrie. Până la 31 decembrie. Păi, ar fi bine, eu știu, până la 30 ianuarie, să zic. Ar fi okay. rezonabil, zic. Nici prea mult după aia, că ne întindem. Okay. Să pierde informație. Mulțumesc. Și cea ultima intervenție, am formulat o rugăminte în comisie. Am făcut-o și data trecută, dar nu am reușit să ajungem la o concluzie. E o rugăminte mai mult un apel. Toți colegii consilieri și dumneavoastră executivul ați fost deosebit de aplicați asupra inițiative pe care am avut-o cu situațiile de urgență. A fost o acțiune care, din punctul meu de vedere, funcționăresc, a fost bine pusă la punct și a fost un succes. Din punct de vedere al aplicabilității în teren, în practică, nu a fost așa. De ce? Pentru că nu au fost prezenți cei pe care i-am convocat, au fost convocați. S-au cheltuit niște bani. Banii au fost cheltuiți în 99% din ponderea lor pentru niște pliante. Pliantele alea trebuiau să ajungă la primării. Da? Bănuiesc că dacă n-au ajuns, o să ajungă. Dar fac un apel la cei care trebuiau să ajungă aici, primarii, viceprimarii, responsabili pe situații de urgență din cadrul unităților administrative teritoriale, să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă situațiile de urgență. O situație de urgență care e la îndemâna tuturor să înțeleagă ce este, este chiar această pandemie. Ca să nu spunem despre alte chestiuni legate de incendii, legate de conflicte armate, legate de terorism, legate de inundații. Oamenii aceștia n-au venit, domnule președinte. Și în momentul în care se întâmplă grozăvia sau răul, ne dăm cu pumnii în cap, da? Și devenim reactivi, nu proactivi. Nu știu dacă a fost... Eu sunt încântat de faptul că noi, consilierii, am aprobat așa ceva. Problema e că cei care decid la nivelul comunităților locale n-au înțeles lucrul ăsta. Îmi exprim regretul și îmi exprim speranța, regretul că s-a întâmplat cum s-a întâmplat, și speranța că ei vor înțelege nu în ultimul ceas, ci înainte de a se întâmpla ultimul ceas. Și finalizez cu rugămintea ca colega care s-a ocupat și îi mulțumesc Marinei să încearcă să facă tot posibilul ca acele pliante să ajungă chiar cu forța la unitățile administrative teritoriale, iar respectiv să le distribuie în localități. Vă mulțumesc. Aș veni aici cu o completare, domnule consilier Mezeșanu, să-i spun în felul următor. În condițiile în care dăm pe direcția de dezvoltare ca aceste materiale să fie distribuite către unitățile teritoriale administrative. N-au venit să și le ridice, le trimitem cu poșta, cu curierii, cei care sunt astăzi în contract cu Consiliul Județean, să putem să informăm despre tot ce dumneavoastră ca inițiativă ați avut la nivelul Consiliului Județean. Da, dacă mai sunt alte discuții, da, doamna președinte. Vreau să adaug, pe lângă obligațiile pe care le avem, mai avem încă una. Aceea este articolul 225, alineatul 4 și 5 din codul administrativ, care ne spune că după fiecare deplasare
consilierul local, consilierul ales, este obligat să prezinte un raport de activitate în termen de 45 de zile. Dacă nu, va plăti din buzunarul propriu costurile deplasării. Bănuiesc că nu e cazul acela din Austria, că încă n-au trecut 45 de zile, dar așteptăm totuși raportul din Rimini. Există o prezentare a Consiliului Județean, nu a consilierilor județeni. Ea face parte, completăm, dacă nu doriți, este suficient, o facem o completare la ea, doamna președinte. Și așteptăm și proiectele, așteptăm și inițiativele. Toate urmează să vină, să vedeți că o să vină de multe, încât o să vedem, nu să vedem ce să facem cu la urmă. Prezentați și doamna Dragu, atunci le punem și noi. Cine? Doamna Anca Dragu, când le pune în Franța pe unde am le punem și noi la dosar. Dar le prea mare, e prea mare. Așa e o solicitare. Am luat Agdea. Mulțumesc. Vă rog frumos să luați Agdea și să facă fiecare consiliu care a fost în deplasare completare la informarea pe care doamna președinte a făcut referire. Dacă mai sunt alte discuții, acum, Deculescule, tu ești lider de grup. Ia zic, tu acum, în asocierea asta, mâine votăm guvernul. Dar și până acum, domnul președinte, acolo unde hotărârile considerăm oportune și corecte, le vom vota. În continuare, vom avea de făcut... Acum ce facem? Că suntem în aceeași marca. În continuare vom avea... În continuare vom avea o atitudine corectă față de cetățeni. Vreau să avem primul proiect de hotărâre. Este vorba de modificarea regulamentului pe care tot noi l-am aprobat. E vorba de votul secret pe care îl facem. Nu putem să realizăm. Aici am punut o solicitare a doamnei președinte Amelia Giurcan, propune sistem digital de vot. Nici el nu este secret ca și considerat vot. Da, este. Sunt anumite platforme, m-am informat. Sunt licențe, bănuiesc că aveți un IT-ist foarte bun în Consiliul Județean care ne poate spune. Avem simpli voting, putem vota, votul este secret, se poate audita. Este corect ce spun? Platforma Zeus, la fel, cu... Da, deci asta se votează pe adrese de e-mail instituționalizate, cum le avem noi, pe cele pe care ni le-ați creat când ne-ați dat tableta. Dar până să ajungem să luăm acel sistem, v-aș propune un intermediar. Ori din angajații Consiliului Județean, ori cu tot ce înseamnă contractele pe care le avem cu cei care asigură poșta pe care o are Consiliul Județean să transmită prin curieri, să putem să trimitem plicul la dumneavoastră, să vă contacteze ca să vă exprimați votul cu un plic al Consiliului Județean, vă puneți votul și semnați pe, să nu se deschidă plicul decât de Comisia de Validare. Noi susținem această inițiativă și în continuare și solicităm Zoom-ul pentru... Pe platforma Zoom se poate vota online cu vot secret. Vă rog frumos să vă informați. Și ești în este vot secret, să pun întrebarea. Să... Deci la regulament avem nevoie de completare, că nimeni nu a prevăzut că putem să avem și ședința ordinară tot online, că dacă să vine valul 5, s-ar putea să ne facem stare de urgență și îl ținem online. Și trebuie să stabilim și votul secret, dacă apare o urgență unde să avem vot secret, trebuie stabilit că trebuie să existe o logică. Ori vă invitați fiecare comisia de validare și în termen de 3 zile vă exprimați votul în fața comisiei de validare, găsim deci una de variante care vă mai facilă. Deci, pe Zoom se poate vota online și cu vot nu secret. Poți, nu e vot secret pe Zoom. Mai este vot secret. Se poate vot secret pe Zoom. Noi votăm pe Zoom secret. Da, vot secret. Cum să fie să vede cine a votat, cum ai votat? Deci sunt opțiuni care trebuie să activate în timpul ședinței. Cu caracter de excepție, deci ar trebui să mergem în continuare cu o soluție, probabil că va fi uzitată o dată sau de două ori, sau poate nu va fi niciodată uzitată. Dar n-am, trebuie să găsim o soluție. Ce avem de făcut? Ne ducem cu urmă mobilă. Nu, dar haideți, domnule secretar, haideți să intrăm în ordinea de zi. Proiectul de hotărâre numărul 1. Vă rog frumos, dați și fire proiectul și aici facem discuțiile. Dacă nu trecem la proiectul de hotărâre pentru completarea hotărârii numărul 37 din 2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Călăraș. Comisia Juridică a avis favorabil, nu sunt amendamente. Doamna Giurcan a propus sistemul de vot prin Zoom digital. Acum, dacă îmi permiteți, am încercat și noi să facem
cum am putut, inspirându-ne și de la alții și din legislație, astfel încât toate activitățile conexe să păstreze secretul votului. Acum nu știu dacă poate fi în condițiile în care intenționăm plicul neînsemnat cu așa introdus într-un alt plic care să scrie pe el parascris sau cine scrie și să filmeze, să se filmeze secretarul când zice uite parascris și să-ți face și o bagă în urnă ca să păstrăm secretul votului. Până se va întâmpla semnătura pe... pe plicul din exterior. Exterior, da. Cu situație de excepție, că vă spun, de exemplu, luna trecută, când a fost pandemia mai, rata de infectare mai mare, n-am putut să votăm la persoană și astfel încât centrul CGRAE nu are constituit administrație complet și nu poate să funcționeze. Sunt niște situații care, de excepție, cum zice domnul Șerban, nu înseamnă că dacă îl aprobăm, o să și uzăm de el, dar măcar nu știm mâine, poimne ce va fi și... cum considerați? Bine, putem veni noi cu un proiect și putem abroga acest... În momentul în care avem aplicația da, și... ca idee. Noi da, trebuie sigur să simplificăm foarte mult și să pot face aceste lucruri pe platformele online. Asta sigur pot să... Vă pot da 1100 de exemple. După ședință o să am o discuție. Vă propunem forma pe care noi am agreat-o ca să putem să transmitem la fiecare consilier prin curier sau prin angajat al Consiliului Județean ca să fie, dacă va fi nevoie, într-o stare de urgență sau o stare care necesită votul secret imperativ, să putem să găsim una din variante. Când apare la propunerea dumneavoastră nou sistem, îl vom aplica pe cel nou sistem. Eu acum nu înțeleg care este problema. Nu se poate, adică știți dumneavoastră sigur că nu se poate implementa pe Zoom. De ce nu am votat acum pentru un amendament? Avem un nu poate să dea în fața dumneavoastră. Ok, nu e problema. Depuneți scris, ne propuneți tipul de abordare, ce program, cum să-l achiziționăm și noi vom face clar prin angajații Consiliului Județean de demersurile necesare. Dar nu putem să ne gândim acum că aprobăm ce să aprobăm. Să aprobăm să luăm sistemul, care sistem? Sistemul deja l-avem. Dați-ne câteva indicii suplimentare sigur pe o inițiativă a dumneavoastră și vom face acest lucru. Dar până atunci trebuie să avem sistemul pe care îl completăm acum regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean. Dacă sunt discuții pe acest proiect de hotărâre, e cu plicul aici. Vă transmite plicul, vi-l semnați, confirmați că a semnat, sigilați plicul și semnați pe acolo unde a fost lipit și va fi transmis Consiliul Județean, iar comisia de validare va fi cea care va constata dacă e corect votul sigilat și pus la dispoziție sau nu. Se filmează să dă filmulețul pe WhatsApp. Corect. Dar și se filmează. Nu, completare, nu, completare. Hai să punem la... deci... vreți să facem completare? Deci, membrii comisiei... Să se facă dacă îmi permite. Secretarul are printre atribuții să numere și voturi. Da. Ca să nu mai facem comisie. Că n-am făcut nimic dacă facem comisie din dumneavoastră. Trebuie să veniți aici. Și n-am... Și atunci așa. Și eu cu secretar, aparatul care l-am în subordine, filmat frumos, își recunoaște fiecare semnătură, pune pe WhatsApp și... E de acord? Asta fiecare plic propus prezentat... Sigur că vă vom deschis, prezenta rezultatul. Un film făcut cu fiecare vot deschis. Filmuleț. Pentru... Ok. Domnul secretar completa și cu film. Da? Scrie, da? Ok, film. Așa. Bine. Cine este pentru? Proiectul numărul 1. Se abține cineva? Una, două, trei, patru abțineri. Împotriva? Patru abțineri. Patru abțineri. Da. 5. Domnul Chirița s-a abținut. 5 abțineri. 5 abțineri. Da. În 31. În 31. 26. Cu 26 de voturi pentru și 5 abțineri, proiectul de hotărâre numărul 1 a fost aprobat. 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călăraș în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Călăraș pentru anul școlar 2021-2022. Comisia de Urbanism, domnul Vârtejeanu, amendament, propune să facă parte din Consiliul de Administrație al CGRAE un consilier județean sau altă persoană care are timpul necesar aprofundării situației. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură a vis favorabil, nu sunt amendamente.
Eu propun să rămână un angajat al Consiliului Județean și propun pe domnul secretar al județului Călăraș. Sunt propuneri. Liviu Vârtejeanu și secretar. Da? Sunt cele va fi buletine de vot. Deci, O să punem la final. Deci Liviu Vârtejeanu și secretarul județului. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii numărul 60. Eu nu am propus. Te-am propus noi acum, buletinul de vot. Nu am propus. Da, te recuzi? Bineînțeles. Asta recuzat a rămas de pe secretar cu buletinul de vot. Păi nu, bă, dacă te recuzat, înseamnă o singură propunere, rectifică, o singură propunere la proiectul numărul 2, domnul secretarul județului Călăraș, Paraschiva Oreș. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii numărul 61 din 2021 pentru aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 în exercițiul bugetar 2021. Comisia Buget Finanțe a zis favorabil, nu sunt amendamente. Cine este pentru proiectul numărul 3? Nu particip la vot. Da? Împotrivă? Împotrivă? Împotrivă neparticipări la vot sau abținere? Neparticipare. Neparticipare. 30 de voturi pentru și o neparticipare la vot, proiectul numărul 3 a fost aprobat. Proiectul numărul 4. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2021. Dar aici avem mai multe, avem și comisia discuții. Finanțe, aviz favorabil, nu sunt amendamente. Dar sunt discuții. Doamna director al Centrului Județean de Cultură, doamna Teodorescu, vă rugăm frumos, aici aveți de la domnul Pușcașu prezentarea programului Centrului Cultural. Domnule Pușcașu, completare dacă aveți ceva în plen. Nu, eu solicitasem și devize. Deci, când mi s-a prezentat proiectul, nu aveam nicio hârtie. Pur și simplu. Okay. Acum avem program. Da? Vroiam și pentru fiecare. Un fel de deviz, un fel de, nu știu. În următoarea ședință, nu am anunțit. Domnul Mezeșanu, vă rog frumos să rămână amendamentul dumneavoastră pentru ședință viitoare și cred că am putea să o facem mâine ședința. Până mâine facem proiectele și o punem pentru comisii mâine și vine să facem ședință. Vine la mine ședință extraordinară, da. Să rămână amendamentul dumneavoastră pentru... Sunt 3 amendamente ale inițiativei. Da, știu. Și avem 3 amendamente pe care domnul Găman s-a înscris să le poată propune. Dau citire primului amendament. Da. Având în vedere urgența realizării plății lucrărilor de investiție efectuate în cadrul obiectivului modernizare, reabilitare DG403 de la DN31, Luica, DN4, Șoldan, Radovan, kilometru 0, la kilometru 34.8, lungime 33.8 km, pentru execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanță, servicii SSM, taxe și cote legale, PNDV2, în sumă de 1.020.000 lei, solicit aprobarea unui amendament la proiect de hotărâre prin care să se aprobe majorarea prevederilor de cheltuieli la obiectivul de investiții menționat mai sus, prin diminuarea prevederilor de cheltuieli la obiectivul modernizarea și reabilitarea DG402 tronson DN4 Urcan, Mărinuța, limită județia Lomița, kilometru 0 până la kilometru 53.700 și DG302, tronson DN3, Belciugatele, Măriuța, limită județ Ialomița, kilometru 0 până la kilometru 15.365, cofinanțare proiect, elaborare PT, documentații, avize, taxe și demarare execuție lucrări, investiție multianuală, FADR, cu suma de 1.020.000 lei. Suma respectivă modifică următoare. Anexa numărul 1, bugetul local centralizat, se introduce sub anexa numărul 1.6, capitolul 84.02, transportul la articol bugetar 71.01.01, cheltuieli de capital, cu suma de 1.020.000 de lei. Anexa numărul 3 se diminuează cu suma de 1.020.000 lei, capitolul 84.02, transportul, poziția 14, de la obiectivul modernizare și reabilitare drumul județene, cofinanțare proiecte, elaborare PT, documentația, vize, taxe și demarare execuție lucrării. Se introduce anexa 4, program de investiții, prin majorare cu suma de 1.020.000 de lei la capitolul 84.02, la porțiune de drum pe care le-am enumerat mai sus. Da.
Amendamente la proiectul de hotărâre numărul 4. E vorba de primirea banilor de la Ministerul Dezvoltării și trebuie completat, majorat bugetul județului și pus în poziția de a putea să le plăti la constructor. Cine este pentru cele trei amendamente? Cine este pentru? Nu participă. Se abține la vot cineva? Se abține. Un vot se abține. Și unul neparticipare. Doamna Giurcan, neparticipare? Eu nu particip. Două neparticipări. Dar aveți două. Pentru? Nici pentru investiții nu sunteți pentru? Deci avem așa. Voturile... Doamna Petcu și cu domnul Ieremia ne abține. Abținere. Domnul Chiriță. Și domnul Chiriță, mă mai. Domnul Dinulescu, cum votați? Pentru. Nu că așa. Și neparticipare. Domnul Deculescu și cu doamna Giurcan, neparticipare. Da. Două neparticipare. Două. Și ceilalți? Pentru. 26 pentru. 3 abțineri și 2 neparticipări. Cu 26 de voturi pentru, 3 abțineri și 2 neparticipări, proiectul de hotărâre numărul 4 cu amendamentele propuse a fost aprobat. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea exonerării de la plata chiriei pentru societatea Georgie & Cole SRL. Comisia Buget Finanțe a zis favorabil, nu sunt amendamente. Da? Cine este pentru? Aici avem și se abține cineva? 1. Să votăm și după aceea vă dau vot. Se abține cineva? 1, 2... Păi nu e pentru... Deci domnul Deculescu pentru, dar doamne... Nu. Și eu sunt pentru. Pentru? Deci, da? Pentru. Cine este pentru? Hai să mai votăm o dată. Pentru. Cine se abține? Domnul. Două abțineri. Ceilalți după online? Pentru. Deci avem cu Jocea și... Ieremia. Și 29 pentru. Da. Cu 29 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul de hotărâre numărul 5 a fost aprobat. Doamna președintă Giurcan? Nu, vreau să știu dacă este un termen de când până când. S-a stabilit sau pe toată perioada pandemiei? Toată perioada stării de alertă, nu i-am dat acces să intre în spațiu. Nu am pus să-i predăm accesul în spațiu pentru că am făcut completarea camerei, nu, un spațiu comercial. Deci până reabilitează spațiul când nu, dar reabilitează spațiul, l-am închiriat, am făcut licitația și nu putem să-i predăm pentru că avem completarea la 10 paturi de la U. Și stăm acolo pentru că dacă apare iarăși un val să putem să o folosim, să nu putem să o dăm, să o punem la dispoziție. Vorba de spital, spațiul comercial, le-am asigurat încă 10 paturi pentru starea de urgență. Adică încăperea pe care o... E de mult amenajată. E amenajată, da. Am crezut că n-au putut să amenajeze. Nu, ai amenajat secția de spital. Da, am amenajat o completare și nu putem să-l dăm, să-l predăm și ne-a solicitat dacă nu mi-l predați să pot să am activități comerciale, măcar scutiți-mă de chiria în perioada cât îl țineți ocupat. Și trebuie, nu pot eu să o fac, ca ordonator principal, am nevoie de aprobarea dumneavoastră ca și consilier județean. Dacă sunt completări aici, nu am nicio problemă să luăm completările pe care dumneavoastră le faceți ca și consilier județean. Da, cum am spus cu voturile care s-au... 6. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui teren din domeniul public al municipiului Călăraș și administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraș în domeniul public al județului Călăraș și administrarea Consiliului Județean Călăraș. Comisia Buget Finanțe a vis favorabil, nu sunt amendamente. Cine este pentru? Aici așa va eu, rugămintele la dumneavoastră. Deci aici, datorită proiectului care se amenajează spațiul pietonal și se întrerupe circulația pe strada Sloboziei între București și Pompieri. Deci spațiu pietonal. În fața la prefectură, cum ziceam. În fața la prefectură. Când am făcut proiectul, poliția, IPJ-ul, a dat un aviz și a spus că trebuie reconfigurată circulația pe Bulevardul 1 Mai. În urma acestui aviz... În urma acestui aviz, Primăria Călărași a făcut un proiect și este deja, cum să zic, recepționat, a fost recepționat, în care tot Bulevardul 1 Mai, inclusiv parcarea, este modernizată și sunt reconfigurate sensurile de circulație. Eu cred că înainte de a se face acest proiect de hotărâre, ar trebui discutat cu Primăria Călărași
și văzut, pentru că pe strada Progresul se gândea un sens unic de la capăt până la hotel, așa cum este jumate dânsul. Ia? Păi e sens unic acum. Nu este decât până la pompieri. Nu este decât până la strada pompieri. Și se gândea ca pe partea cealaltă, de la pompieri până la spital, să facă iar sens unic. Rămânând ca partea, deci parcarea era puțin reconfigurată, din câte țin eu minte, iar partea dintre pompieri și până la Pescaru se lărgea. Nu îmi fac reclamă, vreau să vă spun că această parcare trebuie gândită într-un context. Nu trebuie gândită doar ca o parcare care deservește spitalul. Deculescu, știi cum am gândit noi parcarea asta? Uitându-te și ce înseamnă stațiunile de la mare cu blocurile care s-au construit și au apărut și niște parcări noi acolo, moderne, care zici că e chiar bloc de locuințe. Cu o peisaj foarte facem frumos. Parcare supraetajată la un moment dat. Păi, tot supraetajată vrem să facem. Și cu hipodrom. Și cu heliport. 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 Pentru cai. Deci vreau să vă spun că totuși trebuie discutat și urcat în acest proiect și gândit ca un ansamblu. Deci nu parcarea separat. De acord. De acord. Noi venim... Deci nu parcarea separat și circulația separată. Domnul Deculescu, intrăm, domnul Deculescu, intenția noastră este să facem o parcare drept unghiulară, acolo e un trapez. Dacă stau bine să-l văd cu ochii, e un trapez acum parcare. Și gândim să intrăm puțin cu pilonii în zona parcului ca să putem să ne înălțăm să facem deci, această treacă. Pentru că toate blocurile de la toate blocurile care vor ieși cu mașinile nu vor mai putea să circule pe Slobozie în sus, pe stop. Deci toată populația de acolo. Și atunci ar trebui făcut un sens unic și un inel ca să se poată fluidiza, că altfel vom avea multe blocaje. După ce se realizează sau când se va trece la construcția spațiului pietonal. Domnul consilier Deculescu, dacă noi nu ne gândim acum să putem să realizăm o parcare în care să știm clar, Spitalul Județean Călăraș astăzi are 900 de angajați. Dar cred că 300 de angajați care sunt pe tură vin cu mașina. Cele 300 de mașini numai de la Spitalul Județean. Deci 100 și tot sunt multe. 100 și sunt multe. Vine direcția de finanțe. Avem cecul, sediul cecului. Deja am aglomerat în zona extraordinar de mult. E cu aqua. ITM-ul, tribunalul. Vă dați seama că nici Consiliul Județean nu va avea parcare. Deci noi trebuie să ne gândim că trebuie să existe și spații unde să poată. Începând de la... Va fi construită Consiliul Județean dat în administrare primăriei, că nu stăm noi să ne ocupăm, să-l administrăm noi Consiliul Județean. Și atunci, spitalul va avea protocol, angajații spitalului nu mai lasă mașini în stradă și vor fi obligatoriu să le treacă să intre în parcare cu tichete, cu tot ce înseamnă, cu bariere, cu tot, o să fie destul de civilizat. Deci, gândit într-un context. Dacă se construiește și se face o gândire pentru acea parcare supraetajată, subterană și toate astea, să se țină cont de ce se va întâmpla în viitor și să se facă un flux de circulație. Acest lucru vi l-am spus. Nu v-am spus că nu e bine să modernizăm parcarea sau nu e bine să facem cu 5 etaje. Va, le facem și hipodrom? Și hipodrom. Păi poate vin unii cu cai la servici. Că s-ar putea să mai avem haiduși printre noi și atunci s-ar putea să vină cu cai. Nu, să renunțăm la mașini și ne întoarcem la cai. Vali, tu ai fost unul din administratorii la momentul când ați decis ce înseamnă partea asta de la Piața Mare până la hotel. În porțiunea când cobori aici, în fața Consiliului Județean, cobori în parc, această lățime, nu s-ar putea face o parcare pentru Consiliul Județean aici? Noi ne-am gândit să lărgim... Între și permise, pentru gândit, că dacă ne luați parcarea de aici, noi ne-am gândit să lărgim, facem un tunel pe dedesubt. Vedeți că este o gândire, este o gândire de parcare și de pistă de biciclete pe strada Sloboziei. Unde va? Strada Sloboziei spre blocuri, că e spațiu verde foarte, foarte generos. La hotel. La hotel. De hotel. Dar bine, nu parcare, parcare pentru 10 mașini. În fața hotelului. În fața hotelului. Și discutăm și strada Progresul se poate... Domnul președinte, gândisem și strada Progresul să fie lărgită. Să se ducă șoseaua
să se ducă șoseaua până, până trotuarul lângă gard, să se desfințeze spațiul ăla verde și să se lărgească șoseaua cu încă o lărgime de mașină. Vreți să deseneze? Nu, nu, e greu, da, e greu. Da, e puține, câștigăm puține locuri, câștigăm puține locuri. Da, da. Aveți de... Mulțumesc, domnule secretar. Proiectul 6. Proiectul 6. Pentru proiectul numărul 6. Da? Cine este pentru proiectul numărul 6? Cine este pentru? Se abține cineva? Nu, sunt al pentru și noi. Da, se abține cineva? Și domnul Chiriță. Doamna Răcan și domnul Chiriță? Da, da, pentru. Nu, nu, e pentru. Doar domnul Chiriță abține. Deci, cu 30 de voturi pentru și o abținere, proiectul numărul 6 a fost aprobat. Proiectul numărul 8 devine proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al județului Călăraș, achiziționate în cadrul proiectului managementul riscurilor și protecția împotriva inundațiilor în regiunile transfrontaliere Călăraș și Poți-Hidrambești, cod MS RO-137, către Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Parcul Citirei al Județului Călăraș. Comisia Buget Finanțe a avis favorabil, nu sunt amendamente. Proiectul numărul 7. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Deci proiectul numărul 8. Pe numerele 8. Vechi, proiectul numărul 8. A, devine proiectul numărul 7. Lăsați-le pe numerele vechi, nu le mai tot. Și le renumerotăm noi în urmă. Nu le voi citi numărul vechi și vor fi renumerotate de dumneavoastră. Da? Da. Cu 31 de voturi pentru, proiectul numărul 8, devenind proiectul numărul 7, a fost aprobat. 8. 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului de Țean Călăraș. Comisia Buget Finanțe a avis favorabil, nu sunt amendamente. Comisia Juridică a avis favorabil, nu sunt amendamente. Da, cu... Deci să spunem așa. Proiectul numărul 9 devenit numărul 8. Cine este pentru? Se abține cineva? 1, 2, 3, 4 abțineri, 2, 4, 4 și cu 3, 7, 8. 8 abțineri. Mai țineți puțin mâna. De abținerile, abținerile. 1, 2, 4, abținere. 4. Și cu 2, 6, 7. 7 abțineri. Și online? 7 abțineri. 7 abțineri și cu 24. Cu 24 de voturi pentru, proiectul numărul 9 și 7 abțineri, proiectul numărul 9 devenit proiectul numărul 8, a fost aprobat, deci reluăm 24 de voturi pentru și 7 abțineri. 9. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 42 din 2017 privind aprobarea organizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism și a Regulamentului de Funcționare a acestei. Comisia de Urbanism a avis favorabil, nu sunt amendamente. Și acesta este vot la persoană, o să-l dăm la final. 10. 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea organigramei statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie Săpunari. Comisia Buget Finanțe a avis favorabil, nu sunt amendamente. Comisia Juridică a avis favorabil, nu sunt amendamente. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură a avis favorabil, nu sunt amendamente. Pentru proiectul fost 11, devenit proiect numărul 10, organigrama Spitalului de Psihiatrie Săpunari. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate. Cu 31 de voturi pentru, proiectul numărul 11, devenit proiect numărul 10, a fost aprobat.